Edi Iordănescu a fost invitat la Digi Sport într-o emisiune și evident că a fost întrebat de Octavian Popescu. Doar nu există. Era, da. Chiar mi eu, se pare... eu cred că și cei care merg prin mall-uri și fac sondaje, ce părere aveți de prețuri? Ouăle sunt în cum vă aștepta sau sunt mai dar de câte kilograme de miel în viu? Cred că și ei sunt întrebați ce părere au de Octavian Popescu, dacă se va pierde, dacă ține mingea prea mult, dacă o ține prea puțin, dacă folosește exteriorul, folosește interiorul, dă cu trei degete sau... Nu este ceva pe mine, jucător e subiect de presă, da. Mie mi se pare că e de bine pentru acel jucător. Dar niciodată, că e băgat Dane, în seamă, eu spun, că e... eu de 30 de ani lucrez în fotbal, monitorizez cu atenție tot ce se scrie, tot ce se spune. E adevărat, nu prea mă uit la emisiuni, că m-aș plictisi, că unii nu uită să tacă. Dar presa o citesc, acum online, ok. Niciodată n-a fost un subiect ca Octavian Popescu. Oricine este întrebat de Octavian Popescu, selecționerul normal să fie întrebat. Dar chiar să vorbească onofraj de Octavian Popescu mi se pare exagerat. Să vedem ce spune Edi Iordănescu despre Octavian Popescu. Gheorghe Tadici nu l-am auzit. S-ar putea să aibă o părere interesantă la ce experiență are, numai că e în Hamburg, nu are în fotbal. Da. Spune așa, Edi Iordănescu, am lucrat cu Tavi Popescu, îi știu plusurile și minusurile, este un caracter extrem de frumos, un băiat care e inteligent și are marge de progres, dar e departe de a fi definit. Trebuie să învețe cum să-și valorifice calitățile, să-și pună în valoare talentul, cum să intre în posesie, cum să controleze mingea. Atenție, câte atingeri să facă, unde să le facă, când să ia acțiuni individuale, cum să primească, când dinamic, când static, când în profuzime. Pot să trec în revistă foarte rapid. Da, dacă lăsăm așa, uite. Acum spun și eu. Să dăm prima parte, parte. Nu, nici mai contează partea a doua, că prima parte... și eu lucrez cu Octavian Popescu, îi cunosc plusurile, nu i-am cunoscut minusurile, pentru că nu are... am lucrat și lucrez cu Tavi Popescu. Îi știu plusurile, punct. Este un caracter extrem de frumos, un băiat care e inteligent și are marge de progres, dar e de... punct. Trebuie să învețe cum să-și valorifice. Nu. Știe cum să-și valorifice calitățile, știe să-și pună în valoare talentul, știe cum să intre în posesie, știe cum să controleze mingea, știe câte atingeri să facă, știe unde să le facă, știe când să ia acțiuni individuale, știe cum să primească, când dinamic, când static, când în profunzime. Deci știe toate lucrurile astea. Dar știe toate lucrurile astea. Pentru că la cum se exprimă Edi Iordănescu, pare că spune că trebuie să le învețe. Nu. El nu, așa nu. Susține. Iar eu, cu experiență mult mai mare decât Edi Iordănescu, de 30 de ani, experiența mea de conducător, dar atenție, eu am făcut scouting, eu cred că înțeleg mai bine calitățile unui jucător, nu sunt antrenor. Și niciodată nu mi-am dorit și nu mă refer la... nu fac considerente de ordin tactic, dar ca să evaluez un jucător, mă pricep mai bine decât antrenorii. Asta vă spun eu sigur. Mai bine decât un antrenor care a lucrat 2 luni jumate cu el. Are tot. Are o singură problemă. Are 19 ani. Pentru spanioli, că Pedri avea vârsta asta, n-a contat. Sau că Gavi e 2004 născut. Nu contează. Noi în continuu avem problema asta. Ce dacă are 19 ani Octavian Popescu? Dacă mie îmi comparați pe Octavian Popescu cu orice jucător care joacă pe poziția lui, de atacant lateral stânga sau de număr 10, la ora actuală, orice român, și îmi spune cineva că unde are minusuri față de jucătorul respectiv Octavian Popescu, îi spun să-și caute altă meserie. Că nu are nicio treabă. Octavian Popescu a marcat în 2022 nu neapărat goluri extrem de importante, pentru că golul lui, ultimul lui gol, a relansat campionatul. Ne dă și nouă șansă să jucăm cu titlul pe masă. Dacă o să fim în stare să o materializăm, vedem. Deocamdată nu joacă el singur. Octavian Popescu a marcat 4 goluri din afara careului. Pentru că înainte se vorbea că nu șutează la poartă. Unul dintre minusurile pe care le relevau specialiștii din fotbal românesc. Nu șutează, ține mingea prea mult. Citeam un fost selecționer care îi recomanda să nu mai folosească exteriorul. Alo? Toate pasele cu exteriorul al Octavian Popescu au avut adresă. Și au fost pase senzaționale, exact cum taie cuțitul untul. Tot dacă oamenii se obișnuiesc să vorbească, unora le place să vorbească foarte mult. Nu mai contează că n-au conținut.
trebuie să aruncăm cuvinte. Știm cuvinte, avem lexic bogat, hai să le aruncăm pe piață. Și să vorbim până nu mai putem. Vă deranjează ce foarte spune tare. Iordnescu? Toată lumea mă deranjează care îl critică. Să joace prost, să arate că nu știe când să primească mingea, cum să o primească, câte atingeri să facă, să arate asta și după aia să discutăm. Deocamdată ce arată copilul ăsta, arată că e cel mai bun fotbalist român, la ora actuală. Așa îl văd. Okay. Și voi la gazetă l-ați văzut la fel, că i-ați dat trofeu. Poate vedeți, că nu critică toată lumea, poate unii vor să-i dea sfaturi. Sunt și persoane care exact, care să-l învețe de lumea, parcă poate văd ei că mai are marge de progres și cu siguranță mai are. Clar că mai are. Nu-i vedeți niciun minus, totuși? Nu, niciun minus. Nu, niciun minus nu-i văd. Adică dacă el vine mâine la dumneavoastră și spune, nu știu cum vi se adresează, cu dumneavoastră, bănuiesc, sunt sigur. Probabil, da. Nu contează. Și mie, da, trebuie să-l mai corecteze puțin postura. Să-și corecteze puțin postura să se lucrează. Se lucrează la PR. Și a început să vorbească binișor. Se speria să la început. Nu știam că e atât de emoționat în preajma microfonului. În rest, nu are defecte. Unii spun că are forță. Păi, forță ce? Nu o să-l băgăm fundaș central, să-și dea adversariul la o parte. Contează și în ofensivă să ai forță. Pedri are forță? Gavi are forță? Aici nu sunt de acord. Dacă nu avea forță, nu cred că putea să tragă cum a dat cu voluntarii minutul 94 la poartă. Ideea e că să ai mai multă forță, nu că nu are forță deloc. Să ai mai multă forță, să ai pe la 23-24 de ani. Nu o să aibă niciodată forța lui Hulk. Nu o să aibă forța lui Hulk, dar o să facă și face lucruri pe care Hulk nu le-a făcut niciodată. Și nu mănâncă, mă rog, cât mănâncă Hulk, probabil. O să mai discutăm Nu văd. Mie îmi place ca oamenii să fie, să se discute la concret. Nu așa să vorbim discuții. Dom'le, nu mi-a plăcut că la faza cutare a făcut ceva ce nu se face. Păi, n-a făcut. Da.